Chiar și cei mai mari iubitori de animale vor spune că mai bine să stai cât mai departe de unele dintre ele, însă uneori nu poți evita întâlnirile cu animalele sălbatice. Astăzi voi prezenta apariția și atacurile unor animale care au fost surprinse de camerele video. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Dacă doriți să petreceți liniștit ziua pe barcă, atunci să alegeți un lac în care nu locuiesc hipopotamii. Altfel, se poate întâmpla asta. Leoaica s-a fugărit după bărbat și l-a mușcat de antebraț, dar această poveste are un sfârșit fericit, deoarece acești doi sunt prieteni. Dacă în satele noastre putem vedea vaci, capre și porci, atunci în satele australiene toți sunt obișnuiți cu kangurii. Desigur că nimeni nu-i ține ca animale de companie, deoarece nu au niciun folos. Familia a făcut un grătar, dar nimeni nu a chemat ursulețul. Animalul fără bunele maniere a venit fără invitație. Tânăra a vrut să facă o poză pe fundalul unui peisaj frumos, dar când în spatele ei a apărut un urs, ea s-a răzgândit. Bărbatul speriat de rinocer a urcat pe un copac, dar se pare că animalele aveau alte planuri. Puiul de elefant a sărit pe carosabil și a mers direct spre mașină. Șoferul a fost nevoit să dea înapoi. Acest tip a decis să alunge leul cu un băț și a reușit să facă asta. Dar nu vă sfătuiesc să luați exemplu de la el, deoarece nimeni nu știe ce se poate întâmpla. Tânărul grizzly din curiozitate s-a apropiat de grupul de oameni. Unul dintre bărbați a luat o armă încercând să-l sperie pe animal. Din fericire, ursul l-a ascultat și a plecat mai departe. Acești oameni nici nu bănuiau că înoată lângă un crocodil. Dar din fericire, el nu i-a atacat, ci s-a apropiat pentru a-i cunoaște mai bine. Fata a vrut să facă o poză cu elefantul, dar el a încercat constant să o îmbrățișeze cu trompa. Se pare că i-a plăcut foarte mult de ea. În aceste imagini puteți vedea cum un crocodil de 3 metri și jumătate mănâncă o bucată uriașă de carne. Pitonul de 3 metri cumva a urcat sub capota mașinii. Bărbații cu greu au reușit să-l scoată de acolo. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Deja îmi imaginez cât de surprins a fost proprietarul când a văzut că o întreagă haită de lei se odihnesc pe pragul casei sale. Nu-i va fi ușor să-i alunge. Oamenii s-au adunat pentru a face un picnic și în ultimul moment s-a alăturat și puma. Elefantul s-a hotărât să lupte cu un jeep. Se pare că animalul a învins, deoarece a distrus capota mașinii. Tânăra nu a vrut să împartă mâncarea cu zebra și animalul flămând s-a supărat și a mușcat-o. Priviți cât de drăguț arată asta dintr-o parte!
Nu știu exact ce nu i-a plăcut taurului la mașină, dar noroc că în interior nu se afla șoferul. După cum puteți vedea, taurii nu sunt atrași doar de cârpele roșii, dar și de mașini albe. De-a lungul fluviului australian sunt instalate semne precum că există prădători, dar oricum se găsesc câțiva pescari cărora nu le este frică de nimic. Urșii polari sunt foarte periculoși și răi, însă aceste imagini dovedesc că printre ei există și urși drăguți. Aceste imagini au fost filmate în Parcul Național din India. Doi tigri se plimbau pe drum, iar oamenii îi filmau. Papagalii prietenoși au decis să exploreze mașina. Câinii australieni deseori sunt nevoiți să alunge cangurii din curte, dar cangurul a dat de înțeles că nu se va supune unui animal atât de mic. Râsul este un animal incredibil de frumos, care rare ori se apropie de oameni. Oamenii care au filmat au fost foarte norocoși pentru ceea ce au văzut. Râșii sunt animale relativ mici, dar au atâta putere și curaj încât nu se tem de nimeni. Acest șarpe mic s-a dovedit a fi foarte drăguț, dar se pare că nu vrea deloc să prietenească cu oamenii. În timpul inundației, pisica de mare a fost dusă departe de râu, dar un om bun a ajutat-o să se întoarcă acasă. Majoritatea oamenilor nu iubesc șobolanii, însă ei sunt cele mai deștepte creaturi. De exemplu, acest șobolan a învățat să folosească toaleta. Câinele vostru poate așa. Dintr-o parte arată ca o nucă normală, însă în locul miezului s-a dovedit a fi un șarpe micuț care nu are de gând să plece nicăieri. Lupul singuratic a venit atât de aproape de mașină încât a fost filmat de niște oameni. Animalul părea să fie calm, dar persoanele din mașină nu au riscat să iasă. Șarpele a înotat până la barcă și părea că vrea să urce la bord, însă el a fost tratat cu neîncredere și șarpele a fost nevoit să înoate mai departe. Elanul agresiv a alergat direct spre bărbat, dar s-a răzgândit în ultimul moment. Aceasta a fost cea mai bună decizie. Iată așa arată viața de zi cu zi a unui antrenor de tigri. Viața lui depinde de starea de spirit al prădătorului. Sper că tigrul își iubește mentorul și niciodată nu-l va răni. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni, scrieți-ne în comentarii ce animale vă plac cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la Lime!